Prieteni, vă salut! Astăzi suntem în 11 iulie. Dacă tot avem mult de lucru, deja suntem și în ultimele zile de cules la floarea soarelui. Nici n-am observat când am trecut de 10.000 de urmăritori pe canalul nostru de YouTube. Eu vreau să vă mulțumesc la toți care ne urmăresc, la toți cei care ne comentează și ca de obicei mulțumesc la cei care comentează cu cuvinte bune și la cei care comentează așa cum știm să comentăm noi, moldovenii și românii. Noi niciodată n-am avut scopul cumva să ajungem la un anumit număr de urmăritori pe canal. Din prima zi, când în 2016 am făcut prima filmare, un singur scop am avut, să povestesc la oameni ceea ce fac eu și dacă e posibil ca și oamenii să-mi povestească mie din ceea ce fac ei, ca să învăț eu. În primul și în primul rând, ca să învăț, să învăț eu cum să fac o apicultură mai bună, o apicultură mai profitabilă, o apicultură mai de succes. Eu încă o dată vă mulțumesc, tare mult mă bucur când sunt apicultori care ne spun că datorită nouă au succese mai buni, asta pe noi și ne ajută sau ne încurajează ca să filmăm mai departe, să povestim mai departe, să arătăm. Poate noi avem un alt format de a face canalul nostru de YouTube, noi nu arătăm poate oricare mișcare care o facem în stupină, dar ceea ce credem că este cel mai important, asta o facem. Și cei care ne urmăriți, dar nu sunteți abonați, chiar vă îndemnăm să vă abonați. Acolo e nevoie să apăsați clopoțelul pentru a primi notificare atunci când noi postăm o filmare nouă. Vă încurajez, vă îndemn să comentați cât mai mult, ca noi să înțelegem pe viitor despre ce și cum trebuie să povestim, de ce au nevoie apicultorii pe plan, să spunem așa, teoretic. Că eu știu foarte bine că apicultorii au nevoie de foarte mulți bani acum, că trebuie să pregătim albinele de iarnă, dar pe planul ăsta teoretic, pentru a avea cunoștință în plus, pentru asta e nevoie ca să comentați, ca noi să înțelegem ce trebuie să arătăm, ce trebuie să povestim la oameni. Eu vă salut de aici, din una din stupinile noastre, Apisacara, care deja încet, încet începem să ne pregătim de iarnă. Vă doresc pace, sănătate și încă o dată un mulțumesc mare pentru toți acei care ne urmăresc și ne comentează. Pace și sănătate!